România risipește anual cel puțin 2,5 milioane de tone de alimente, cifră care situează țara noastră pe locul 1 în topul risipei de alimente în Europa. Specialiștii spun că preparatele de sărbători sunt printre cele mai aruncate alimente, chiar dacă ele pot fi reinventate cu succes sau ținute în congelator încă o săptămână. Statistic, fiecare român irosește cel puțin 129 de kilograme de mâncare pe an. Risipa alimentară devine mult mai evidentă de sărbători, când multe dintre preparate rămân nemâncate. Foarte multă, că nu pot să mănânc toată mâncarea care o fac. Cam 4-5 kg de mâncare le arunc. Ce aruncați în mod special? N-am și drobul, că să strică, oricât, sarmale, friptură. Banii care îi dăm pe mâncare, nu mai aruncăm nimic. Da, în anii trecuți mai aruncam, dar acum nu. Nu arunc mâncare, țin foarte mult să nu risipesc mâncare. Mâncarea rămasă nu trebuie să sfârșească neapărat la gunoi, spun specialiștii. Putem păstra friptura, putem păstra drobul și în condiții de congelare o perioadă mai lungă de timp, până la 30 de zile. Dar le congelăm proaspete. Nu așteptăm să treacă acea săptămână, ouăle fierte, trebuie păstrate doar o săptămână și putem merge până la păstrarea lor două săptămâni în condiții de refrigerare. Dacă avem din friptura de ieri, da, care ne-a rămas, putem să o folosim a doua zi, să facem o omletă în care înglobăm și carnea, putem să facem o salată de primăvară cu toate verdețurile în care adăugăm un plus de proteină. Medicii nutriționiști atenționează însă că nu este indicat ca produsele preparate de mai multe zile să fie consumate de cei mici. Anumite persoane care au, de exemplu, intoleranță la histamină, nu e ok să le dăm mâncarea care a rămas de masa de ieri, de la altă ieri, pentru că vor dezvolta anumite simptome digestive sau cutanate. Studiile arată că o familie cumpără de sărbători de 3 ori mai multă mâncare decât este necesar.